Bine ați venit! Soțul este acasă? Nu e acasă, e la meci. E la meci? Am bănuit că acolo o să fie. Noi am venit să vă facem o surpriză astăzi. Mulțumim! Doar plecă la meci, că stă cu el până acolo la poartă și... plecă că... să termină meciul și nu-l vede. Am înțeles. Dar nu ne-a spus ce surpriză avem. Mi-a spus că vine un pachet. Păi cu sare la pomană la biserică. Și... nu mai lua telefonul la biserică, că sună biserică, sună tare. Așa este. Și... la cine a văzut că spuneți, ori? Noi suntem de la surprize la domiciliul Tellerman și am venit să ne facem o surpriză astăzi. Are dânsul telefon ca să-l sunați să vină? Nu are telefon. Are telefon, dar nu-l are la el. Am înțeles. Da. Atunci o să vă ofer dumneavoastră buchetul de flori. Știți ce s-a gândit la această surpriză? Da, copiii din Belgia nu pot. Așa este. O să ascultăm o dedicație muzicală și la final vă citesc un mesaj. Mai de preț nu e nimic atunci când ești bunic. Când îți dă viața nu poți, ești mai înstărit ca toți. Citești un mesaj care este dedicat și pentru, vă este dedicat și dumneavoastră și soțului. Da, păi azi e ziua mea de naștere și mâine Florile și pe el îl cheamă Florian. Da. Da. Și mesajul spune așa. Mica și Ticu, scumpii noștri minunați bunici de aur, vă urăm un sincer și călduros la mulți ani. Vă dorim puteri și sănătate de fier, dragostea și norocul să nu vă părăsească. Vă mulțumim pentru căldura, grija, iubirea pe care ne-o purtați zi de zi. Și chiar dacă anii trec asemeni vântului care fură frunzele de pe copaci, voi să nu aveți parte de neplăceri.
pentru că sunteți înconjurați de copii grijulii și nepoți plini de energie și optimism. Vă dorim flori și zâmbete, soare și căldură, sănătate și mulți, mulți ani de viață. Anastasia vă iubește enorm. La mulți ani! Anastasia, Laura și Diana. La mulți ani vă dorim să fiți sănătoși! Vă mulțumim!